Trei persoane au fost diagnosticate cu tuberculoză în primele săptămâni ale acestui an, iar alte șase în ultimele luni din 2013. Aceste persoane sunt atât beneficiari ai Centrului de Reabilitare Neuropsihică de la Costâna, cât și un angajat. Situația este delicată, întrucât la centru sunt peste 170 de asistați cu probleme psihice și peste 130 de angajați. Doi dintre bolnavii diagnosticați cu TBC au fost internați la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Suceava, iar ceilalți sunt în îngrijire la izolatorul centrului de recuperare. La momentul actual sunt 9 cazuri de TBC, 6 persoane se află în izolatorul TBC al centrului, sub tratament și supraveghere medicală, iar 2 sunt internați în Spitalul Județean Suceava. Infirmierul este externat și se află acasă. Primul caz de TBC a apărut în luna septembrie. Din ceea ce spun specialiștii, de la o răceală, grefată pe fondul unui organism slăbit, datorat tratamentului psihotrop care afectează imunitatea. Angajații și beneficiarii centrului de la Costâna au fost testați radiologic, iar Direcția de Sănătate Publică a pus la dispoziția centrului cantități mari de dezinfectant. Cu toate acestea, există riscul de îmbolnăvire.